Consilierii locali sau județenii datorează contribuția de asigurări sociale, prevede Codul fiscal. Astfel, începând cu declarația aferentă lunii ianuarie 2016, consilierii locali și județeni sunt cuprinși în declarația 112 și pot obține venituri doar în condiții normale de muncă, informează conducerea Casei Județene de Pensii Maramureș. În cazul în care totalul veniturilor este mai mare decât 13.400 de lei, contribuția de asigurări Sociale se calculează în limita acestui plafon pe fiecare loc de realizare a venitului. Sistemul informatic al Cardului Național de Sănătate este blocat din nou de peste 24 de ore. Este cel puțin a 10-a oară de la începutul anului când se întâmplă acest lucru. Medicii sunt revoltați deoarece riscă să nu le mai fie validate serviciile. Putem să lucrăm offline, dar nu avem acces la date. Putem să facem consultațiile, dar dacă nu vor fi semnate cu cardul, nu vor fi validate, a menționat un medic de familie. La rândul lor și pacienții sunt nemulțumiți din cauza nefuncționării sistemului în cu Mare au fost inaugurate astăzi două blocuri sociale. Construcția lor a început încă din anul 2009, prin fondurile alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 41 de familii se vor muta în noile locuințe, cel mai probabil începând de săptămâna viitoare. Chiria lunară va fi de 108 lei, iar pentru apartamentele cu una respectiv două camere 60 și 80 de lei pentru o lună. Apartamentele sunt date la cheie, tot ce rămâne de făcut este ca noi chiriași să le mobileze și să rezolve problema cu distribuitorii de gaz, curent și apă, a declarat primarul Comunei Șomcuta Mare, Gheorghe Buda.